mănăstirea Cutlumuș. Alături de capitala atonită care ea pe un teren plat, înecat în verdeață, se află mănăstirea Cutlumuș. Datele istorice despre mănăstire, din anul 988, ne arată că aici s-a aflat un vechi locaș cu hramul schimbat la fața Domnului. Mănăstirea de azi a fost înființată pe locul lui în secolul al XII-lea de către împăratul Alexiunu Comnenul, 1081-1117, care a jertfit mijloace importante pentru construcția ei. Numele mănăstirii este însă legat de o reprezentantă unei familii influente de turci selciucis, Cutlumuș, care s-a convertit la ortodoxie și a fost botezat cu numele de Constantin. La începutul secolului al XIII-lea, acesta a contribuit mult la amenajarea și frumusețarea mănăstirii. În a doua jumătate a celui de-a secol, așezământul a suferit mai pagube din cauza persecuțiilor uniate și a invaziei piraților catalani. În anul 1287, Cutlumuș a intrat în posesia mănăstirii Stavronichita, pustită la acel moment. În 1316, Cutlumuș este menționată pe poziția 17 în ierarhia mănăstirilor atonite. Mănăstirea a cunoscut o perioadă înflorită în timpul starețului Hariton, care a construit-o în secolul al XIV-lea. El a cerut ajutor pentru Sfântul Locaș de la domnitorii voivodilor dunărene, care au acordat mult sprijin mănăstirii. În 1369, craiul sârb Ioan Uglieșa a cumpărat multe pământuri de la mănăstirea Patocrator și l-a dăruit mănăstirii Cutlumuș. O susținere materială importantă a venit în 1360 de la domnitorul țării românești, Nicolae Alexandru, mai târziu de la succesorul lui Ioan Vladislav. Ca urmare, în mănăstire a crescut numărul monahilor români și la aceasta a căpătat, denumirea de Lavra Pământului Românesc. Au fost timpuri în care, deși era mănăstirea greacă, Cutlumușul avea stareți români. După perioada de decădere din secolul XV, secolul al XVI-lea, mai exact în 1574, mănăstirea se afla deja pe locul 6 în ierarhia atonită și se ține pe această poziție până astăzi. Mari distrugere a dus mănăstirii și incendiul de anul 1767, iar în anul 1856, la rugămintea obștii monahale și cu aprobarea Patriarhului Ecumenic, după multe secole de viață ideologică, mănăstirea adoptă tipicul de obște și devine chinovie. În urma unui incendiu din anul 1980 a fost distrusă aripa de răsărit a mănăstirii în patru nivele, care a fost restaurată cu ajutorul actorului patriarh ecumenic Bartolomeu. În mănăstire, alături de o porticică din lemnul cinstită și de viață făcătoarei Crucea Domnului, se mai păstrează capul Sfântului Alipie Stâlnicul, o parte din piciorul Sfântei și de Teana, mâna Sfântului Grigore Teologul și porticele din moaștele unor sfinți precum Pantelimon, Vin izvărătorul de Mir, Trifon, Timotei, Iacob Persul, Vasile cel Mare, Haralambie, Parascheva și alții. Dintre sfintele chipurile locașului, cea mai de seamă este icoana făcătoarea de minune a Maicii Domnului, Povera Prostasia sau Cotitoarea Nebiluită, care ne amintește încă o dată despre chinurile suferite de Iisus Hristos pentru a ne îndrepta pe drumul cel drept al mântuirii. Maica Domnului este prezentă în icoană ca o crotitoare a fiului ei în fața viitoarelor suferințe, simbolizate prin uneltele patimilor Domnului, ținute de un înger, anume spre își îndreaptă pruncul Iisus cu teamă privire, iar Maica Domnului, ca o deodată mamă, strânge fiul drag la piept pentru a apăra de suferințele strașnice. În mănăstire se mai păstrează icoana Maicii Domnului Milostiva, din secolul XIV, dăruită de Teodora, fiica împăratului Ioan al VI-lea Cantacuzino. Icoana a scăpat în tribunal după unul din incendiile ce au avut loc în mănăstire, fapt despre care mărturisește urmele de pară rămase pe echipurile sfinte din icoană. Ambele icoane se află în paraclisul cinstea Maicii Domnului, inclus în biserica principală. În sacristia mănăstirii se păstrează obiecte bisericești vechi și o bibliotecă din 3500 de cărți și 62 de manuscrise. Pe pământul mănăstirii, la vreo 200 de mers de la porțile ei de jos, se află chiria Panaguda, Panaghia Mică sau Nașterea Maicii Domnului, care a viețuit în ultimii ani de viață pe Athos, cunoscut în întreaga lume ortodoxă, starețul Paisie Aghiorâtu, care a fost trecut în rândul sfinților la 13 ianuarie 2015. Cei care doresc să viziteze chilia Panaguda neapărat vor trece și pângă chilia care rețuiește fostul fiu duhovnicesc al starețul Paisie, părintele grec Gavril. Având o înaltă trăire duhovnicească, el îi ajută cu sfaturi înțelepte pe toți care îi deschid ușa chiliei lui sărăcăcioase. Hramul mănăstirii Cutlumuș este sărbătorit de schimbarea la fața Domnului pe 6 august. Comunitatea monahală a așezământului cuprinde circa 40 de monahi, călăuziți în 1970 de păstorul duhovnicesc
regumenul și spodul.